La Constanța, o geantă suspectă a pus autoritățile pe jar. Geniștii au stabilit însă că era plină cu haine. S-a întâmplat în cea mai aglomerată intersecție din oraș, pe bulevardul Alexandru Lăpușneanu, lângă mall. Geanta era uitată sub o bancă, iar ISU Dobrogea și poliția au trimis mai multe echipaje de urgență în zonă. Circulația a fost oprită, iar geniștii au adus robotul telecomandat pentru inspecția colectului suspect. Apoi un câine special antrenat le-a confirmat specialiștilor că se pot apropia. În final, un genist în costum special a deschis coletul. În interiorul acestui an nu se afla absolut nimic periculos, fiind găsite doar articole vestimentare.